Bună ziua și bun găsit o nouă ediție Povești de Succes. Suntem la Primăria Miroslava, iar alături de mine este domnul primar Dan Miță. Bună ziua și bine v-am găsit. Bine ați venit, bună ziua. Cu treabă, v-am găsit cu treabă și foarte ocupat chiar. La ce lucrați, domnul primar, acum? Pro primărie este tot timpul de treabă. Nu pot să spun că lucrez la ceva. Acum studiam o anchetă dintre asta sociologică la nivel comunal, să vedem care sunt mulțumirile sau nemulțumirile cetățenilor din comună. Acum. În timp ce noi am ajuns la dumneavoastră. Mulțumim că ne-ați oferit ocazia să povestim astăzi și celor de acasă. Cine este Dan Miță? Ce se întâmplă la Primăria Miroslava și cum a început povestea dumneavoastră de succes? Dan Miță este fiul al satului Uricani sau fiul al comunei Miroslava. Plecat la Institutul de Marină în anul 1975, întors înapoi în anul 1998 și candidat sau intrat în politică în anul 2004, odată cu candidatura mea la primăria Miroslava, dar nu am reușit în 2004, am repetat în 2008 și am fost ales ca primar. Ați făcut liceul de informatică, domnul primar, un liceu destul de greu atunci. Da, într-adevăr am intrat la liceul de informatică, a fost prima promoție a liceului în anul 1971. Nu a fost pentru mine, nu a fost greu pentru că eram învățat cu munca și cu activitatea așa în general, încă din familie, din satul în care m-am născut și m-am format ca om. Care a fost visul dumneavoastră când erați mic? No, a fost un pic aventurier în viață. Mi-a plăcut să fac lucruri inedite și din cauza asta, atunci când am terminat liceul de informatică, am plecat la Institutul de Marină, crezând că vă dați seama ca orice tânăr că acolo este altceva, dar era o viață normală. Acolo m-am disciplinat, fiindcă era regim militar, regim cazon, iar acolo mi-a ieșit toate fumurile din cap. Și am ieșit locotenent în anul promoției 1979, repartizat la unitate de nave de luptă, vedete de luptă. Am stat în armată până în 1998, când am ieșit la pensie. Este adevărat că ați fost coleg cu domnul Traian Băsescu? Nu, Traian Băsescu este mai mare ca mine cu 2 ani, dar am fost colegi. El făcea naveta la Iași la o săptămână sau la 2 săptămâni. Ne-am cunoscut foarte bine atât în școală cât și după școală. Ce v-a făcut să vă întoarceți acasă? Am 2 copii. Locuiam în Giurgiu în momentul când m-am hotărât ca să vină la Iași. Iașul pentru mine a fost orașul nostalgiei mele, orașul unde am învățat carte, orașul unde m-am format, unde am învățat matematica, care mi-a plăcut foarte mult. Și era normal să mă întorc acasă. Părinții mei, de fapt tata decedase, rămăsese numai mama, care m-a crescut. Și trebuia să-mi aduc copiii undeva, să fiu aproape de ei, ca să termine o școală. Și am luat hotărârea în familie și așa am ajuns la Iași. Și ați candidat? Am candidat la primărie în anul 2004. Nu eram eu învățat cu ceea ce... Câți ani aveți atunci? 48 de ani avem, pentru că am stat 4 ani de zile. 2000 până în 2004. Practic eu m-am înscris în politică în anul 2003-2004, la sfârșitul anului 2003. Am fost în prima fază la PSD și stând la cineva la Consiliul Județean o săptămână la rând pentru o anumită problemă, m-am hotărât să trec la liberal, mai ales că și bunicii mei au fost liberali, bunicii după mamă, iar bunicii după tată au fost țărăniști. Oricum ar fi fost, nu era, erau și atât țărăniști cât și liberalii erau partide de dreapta. Și bine, că atunci nu mă gândeam eu
ce va fi în viitor, nici nu știam cu ce se mănâncă primăria, cu ce, se, ce este administrația, dar stând atâta timp în armată, având funcții de conducere sau numai funcții de conducere în armată, mi-am dat seama că pot să fac ceva pentru comuna în care m-am născut. Și așa am ajuns la cum a fost, să zic așa, când v-ați înscris în PNL? Cu ce gânduri v-ați înscris atunci în PNL și cum ați văzut dumneavoastră modul în care să faceți politică? Când m-am înscris în Partidul Democrat. După aia a devenit Partidul Democrat Liberal, iar în Partidul Național Liberal, în PNL, am ajuns în 2014 odată. Dar în 2014, odată cu fuziunea dintre PDL și PNL, n-am știut, n-am crezut că se vor uni, dar a fost un pas important pentru mișcarea de dreapta din România. Eu am mers mai departe cu PDL-ul și am rămas în partidul. Am fost scurtat de PSD în anumite perioade. Multă vreme chiar. Pentru că am ieșit primar în 2008. După, din 2008 până în 2014, să știți că am fost mult scurtat pentru trecerea dintr-o parte în alta și nu am făcut acest pas. Și nu-mi pare rău pentru acest lucru. Nici nu. Eu mă consider că sunt un om vertical, un om de dreapta, un om al dreptății și îmi place să fiu liber. Ați prins, să spun așa, generații și generații în politică, dar și în administrație. Să știți că eu nu m-am uitat la viața politică, toate că am avut anumite funcții ca președinte al organizației Miroslava, am căutat să duc la îndeplinire sarcinile sau să răspund solicitărilor partidului, dar atât. M-am angrenat sau întreaga activitate mi-am făcut-o pentru administrarea primăriei și ceea ce se întâmplă în comuna Miroslava. Eu sunt liberal permanent, sunt cu inima la Partidul Național Liberal, dar sunt un liberal convins în perioada de campanie, după care sunt un administrator permanent. Haideți să vorbim despre comuna Miroslava, o comună care astăzi este cotată ca fiind cea mai bogată comună din România. Bine, a fost o perioadă când bugetul comunei Miroslava, perioada 2015-2016 până în 2018, a fost comuna cu cel mai mare buget la nivel național, dar bugetul, vedeți dumneavoastră, bogăția unei comune este evaluată după banii care are în buget. Cu cât ai mai multe proiecte, cu atât bugetul crește. Dacă ar fi să luăm din ceea ce câștigăm noi din taxe și impozite pe care le adunăm noi la Primăria Miroslava, cred că suntem între primele 5 comune la nivel național, dacă nu în primele 3. Dar atunci am avut parcul fotovoltaic cu o finanțare de 6 milioane de euro, am avut alimentarea cu apă cu o finanțare de 3 milioane și jumătate de euro, am avut asfaltare de drumuri, toate sunt pe proiecte europene. Toate proiectele astea, finanțare europeană și din cauza asta și ne-a vers vestea după aia că suntem o comună foarte bogată. Bine, în momentul în care noi am înființat și am adus utilitățile în toată comuna, au început să vină și investitorii, cu una o trage pe cealaltă. Dar nu asta a fost prima activitate pe care am făcut-o ca primar, a fost asfaltarea drumurilor. Și nici acum nu îmi pare rău, numai că drumurile au fost asfaltate așa în majoritate în perioada 2008-2012, suntem în 2021. Deja trebuie să mă apuc de reparat și dacă până atunci erau linii de finanțare pentru asfaltare de drumuri, văd că linii de finanțare pentru modernizare sau nu mai există acum. O să vedem. Noi am asfaltat și prin împrumuturi și prin proiecte sau pe finanțare europeană. De la
de la Guvernul României sau din o linie finanțată de Guvernul României nu prea am avut, decât sala de sport care este aici lângă Primăria Miroslava. Tot ce vedeți în Comuna Miroslava s-a făcut numai din fonduri proprii și din fonduri europene. La câți locuitori ați ajuns astăzi? În 2008, când am candidat la funcția de primar, erau 8.300 de locuitori. Acum sunt 30.000 de locuitori scriptic, iar faptic sunt în jur de 40.000, 40 ceva de mii. Așteptăm și noi să facă recensământul populației și după care o să avem un răspuns clar la populație. Dar eu, din ceea ce văd, din registrele agricole, reiesc că am avea în jur peste 40.000 de locuitori. Ca populație stăm bine, suntem numeroși. Probabil, nu cred că suntem cea mai mare comună din România. Batem la populații cu Floreștiu din Cluj, de lângă Cluj. Dar în urma comuna din cel mai mare număr de locuitori sau a doua comună, nu știu, nu pot să spun că n-am statistica celor din Cluj, dar suntem și din Europa, că nu mai sunt comune atât de numeroase în toată Europa. Ca putere economică stăm foarte bine. Din crearea celor două parcuri industriale, noi am avut încă din 2015 ne-a venit ideea cu parcurile industriale. Vedeți, noastră suntem cam, au fost primele din Moldova, din regiunea istorică a Moldovei. Acum s-au mai făcut, am văzut la Suceava, la Galați, dar nu știu cât sunt de funcționale, la Piatra Neamț. Văd că toate comunitățile, toate unitățile administrative vor să-și construiască așa ceva și eu le urez succes, pentru că printr-un parc sau prin construirea unui parc industrial sunt create multe locuri de muncă, bugetul unității administrative crește, despovărează în același timp obligațiile guvernului pentru unitatea administrativă respectivă și așa mai departe. Este un lucru foarte bun. După aia, nu numai asta, nu ne mai pleacă copiii de aici, de acasă, rămân cu noi. Toți au unde să lucreze, se cunoaște bunăstarea omului, mulțumirea fiecăruia, mulțumirea sufletească, care cu ce trăie până la urmă. Vorbeați de drumuri, vorbeați de apă, canalizare, vorbeați de numărul locuitorilor care a crescut. Cum ați reușit să-i atrageți aici, la Miroslava? Foarte mulți chiar din Iași, din municipiu, și-au construit aici, s-au construit cartiere cu blocuri. Vedeți, dumneavoastră, noi avem o poziție geografică care ne avantajează. Suntem în hotar aici cu Iașul. Dar un alt avantaj care este nostru este șesul ăsta Bahluiului, care este o suprafață de teren unde se poate construi. Vedeți dumneavoastră că vecin cu Iașu este și comuna Rediu, și comuna Ciurea, și comuna, nu știu ce să mai spun în partea asta, la altă, Popicani, unde nu s-au construit atât de mult cum s-a construit la Miroslava. Dar tot la fel de în șesul Bahluiului s-au făcut construcții industriale. Dar pe platoul de aici până spre Voinești s-au făcut construcții civile, au venit firme puternice, au venit dezvoltatorii imobiliari. Vedeți dumneavoastră, de la o săptămână la alta, când te duci într-o anumită zonă, nu mai cunoști. A apărut într-un an de zile, se construiesc aproximativ 1200-1400 de vile, atât de eliberăm noi. Autorizații de construire și în același timp recepții la terminarea sau recepții finale. Este Miroslava se dezvoltă. Eu fac să înțeleagă pe toți, inclusiv guvernanții sau reprezentanții noștri în guvern sau în Parlamentul României, că nu putem să stăm pe loc și permanent trebuie să aducem utilitățile în zona prioritară, care și zona prioritară a Iașului este zona metropolitană a municipiului Iași sau zona metropolitană a Iașului. Degeaba facem noi canalizări în comune sau în sate dintre astea unde sunt 30 de case și nimeni nu se branșează la investiția respectivă, la canalizarea respectivă, care
Eu consider că aia sunt bani aruncați de pomană numai ca să îți cumperi 2-3 voturi în plus la alegerile care viitoare. Dar mai devreme sau mai târziu, noi o să dăm socoteală pentru cheltuirea banului. Cheltuirea fără niciun temei. Vom vedea. După aia, dacă vedeți dumneavoastră, vă uitați atent, au fost linii de finanțare, s-au finanțat fel de fel de proiecte care nu cred eu că erau o prioritate pentru români. Da, un exemplu care l-am făcut la Miroslava, dar eu m-am înscris la finanțarea respectivă ca să câștig bani. Și dau centru de informare turistic, 1.100.000 de euro. Are rost ca să cheltuiești într-o comună, oricât ar fi ea de dezvoltată din punct de vedere turistic, atâția bani. 2. Promovarea produselor antropice și nu știu ce. Îți promovezi produsele tale de la Decebal încoace, dar nu știu cât țin cont românii de ceea ce am. Încă 1.000.000 de euro. Și dacă mergem așa încet, încet o să vedeți că s-au cheltuit și se cheltuie. Eu cunosc eu în comună. Dar uitați-vă că centrii de informare turistică n-au apărut numai în comuna Miroslava sau celelalte sunt peste tot și nu știu cât de eficiente sunt. Vreau să văd și eu ce se întâmplă într-un centru de informare turistică și le dau dreptate celor să facă în zona de munte, zona care într-adevăr sunt căutate. Sunt căutate și Miroslava este căutată, dar nu vine la centru de informare turistică în momentul în care un cetățean vrea să vină în Miroslava. El se duce singur, se plimbă prin comună fără niciun fel de probleme, fără să mai fie informat sau fără să mai fie îndrumat de cineva. Dar asta e. Care au fost anii cei mai grei? Nu pot să spun că au fost ani ușori sau ani grei. Acum, cu pandemia, cred eu că este cel mai greu, pentru că am fost obligat să închid primăria de 2 ori datorită contaminărilor cu angajaților de la primărie. În același timp, este greu pentru că îți faci un buget la începutul anului și îți dai seama la mijlocul anului sau spre sfârșitul anului că nu poți, că ai nevoie de mai mulți bani și că banii care ai bugetat la începutul anului nu poți să-i ai în bancă sau în cont, pentru că oamenii n-au putut ca să vină să-și plătească dările către primărie, pentru că o primărie trăiește din taxe și impozite. Și atâta timp cât nu le... Dar eu am suplinit bugetul prin ceea ce am făcut la nivel comunal. Deci ce s-a întâmplat? Am mărit numărul de investiții în comună, am adus investitori de tot felul. Avem foarte mulți angajați în comună și banii care trebuie din impozitul pe venit vin la comuna, la primăria comunei Miroslava, vin la buget local fără niciun fel de problemă. Și acolo a scăzut puțin suma, dar ne descurcăm, căutăm să reducem cât putem cheltuielile și sperăm să ieșim din pandemie cu fruntea sus, vedem cât va mai ține și acest lucru, dacă ține o perioadă mai îndelungată. Trebuie să schimbați planurile. Ieșim mai... Mai șifonați, da. Haideți să vorbim despre investiții. Vorbim de firme mari pe care... Câte firme au venit aici la Miroslava în toți acești ani, aproximativ? Firmele mari cu firmele mici sunt în jur de 450-460 de firme. Nici noi nu le știm pe toate, pentru că nu vin să înregistreze toate la primăria Miroslava sau că au puncte de lucru în primăria Miroslava. Se înființează, în fiecare zi apar firme noi. Noi îi vedem că își pune acolo o siglă și... Bine, intrăm în contact cu ei, intră în contact cu noi, dar vedeți dumneavoastră, avem și firme foarte mari, stil postul Delphi, acum nu se numește Delphi, nici eu nu știu cum se numește acum, dar nu asta contează. Contează că acolo sunt, lucrează un număr de aproximativ 3.000 sau peste 3.000 de muncitori. Este un lucru îmbucurător. Deci pe șesul ăla al Bahluiului, asta sunt în jur de 8.000 și ceva de angajați care vin cu câte un leuț sau câte 2 sau 5, vin la primăria Miroslava și asta le face ca să
să trăim în viitor.